Roxana, care se apucă de gătit, ne face astăzi o prăjitură cu banane caramelizate. Așa este. Astăzi o să pregătesc o prăjiturică foarte bună cu banane caramelizate. Vara cu toții preferăm să mâncăm ori un pepene galben, ori roșu. Și m-am gândit astăzi că este un moment bun să fac o prăjiturică cu banane. Mai mult că acestea conțin vitamina B6, care reglează digestia. Bun, pentru acestea, pentru blată, avem nevoie de 2 ouă, 100 de grame de zahăr, 9 linguri de ulei, 9 linguri de lapte, 10 linguri de făină și un praf de copt. Iar pentru bananele caramelizate avem nevoie de 4 linguri de zahăr și de 100 de mililitri de smântână pentru frișcă și desigur de banane. Așa cum am spus, vitamina B6 din banane este eficientă în reducerea stresului datorită proprietăților calmante și relaxante pentru sistemul nervos. De asemenea, bananele sunt un antiacid natural, ajutând la ulcerile la stomac. Mulțumim mult, Roxy! Da, așteptam să mâncăm această prăjitură. N-am auzit nimic din ce ai spus, dar e ok.